Salutare și bine v-am găsit la prof, mai de exerciții de matematică. Așa mă, exerciții de matematică, nu abia așteptăm. Ce să spunem, tema pentru acasă? Nu, probleme. Probleme diverse, da? Da. Probleme diverse. Clasa A, doua. Azi în cât e? În 29. Te rog, repede, ai pregătit ceva? Da, am scos ceva din caset, eu rog, și doamna să lucrezi. Începem cu mâini ușurele și apoi mai complicăm un pic. A plus B egal cu 284. Deci A plus B egal cu 284. Iar A plus B plus B plus B plus B, B egal cu 375. 375. Aflați numerele A și B. B e deja la mulțumit. Cum le-ai aflat? Pentru că este de două ori B, facem operație de dedesubt minus operație de deasupra. Adică, să practic... Să vedem cât este un B. Păi ăsta A plus B ăsta știi deja 288 și înlocuiește ăsta, da? Și s-a mai adăugat un B. Și vine așa, atunci. 284, care e A plus B, plus B-ul acela care îl vezi, egal cu 375. Da? 375. Și atunci, de aici, dezvoltă că B egal cu cine? Ai spus tu mai devreme? B este egal cu 375 minus 284 și este egal cu? 384. Da. Plus. Și cât face la scăderea asta? Hai să vedem. Repri mă duci că eu am rămas în urmă și nu mai știu să mai descurc aici. Gata, terminat. 5 minus 4, 1. Așa. 7 minus 1 se poate, ne împrumutăm. Da. Deci cu 7, 9. Așa. Și 2 minus 2, 0. Nimic. 91, da? Deci B-ul egal cu 91. L-am găsit pe B. Și nu puteți să-l aflăm pe A. Ia, te rog să-l afli și pe A. Operație de prima operație. A egal cu cât? Repede, ca să nu pierdem timpul. A egal cu? A egal cu 200. 84. 84 minus... 91. Minus 91. Egal cu 4 minus 1, 3. Da. 8 minus 9 se poate, ne împrumutăm. 9 și 1. 193. 193. Am o idee acum, să-i dau un micro negheșițiu. De rog, am așa. A plus B egal cu, egal cu 235. Deci A plus 3B este egal cu A plus 3B este egal cu 473. Cât este A, cât este B? Să se afle A și B de aici. 473. Aici rezultă că 473 minus 235. B este egal 473 minus 235. Atâta un B? Așa e bine? B este egal, adică B este de 3 ori. E, aici e povestea, vreau să te simți, să-ți simți egificiu. B este de 3 ori. Eu n-am aici A plus B, am A plus 3B. Adică de 3 ori B. Da? Și cum fac asta? Păi 473 minus 230. Și cât îmi dă 473 minus 235? Păi ne va da 2. Nu că am răspuns. 242 împărțit la 3. De ce împărțit la 3? Pentru că sunt 3 de B. Egal. Da, da, aici A plus B. Când ai scăzut înseamnă... Ai avut un B în vedere. Adică? B de supra minus B 3. Mai sunt 3 de B, oare? Da. Să ne gândim. Hai să rupem 3B ăsta într-un B și 2B. Da. Ca să fie A plus B, că eu n-am, tu ai înlocuit, când ai făcut scăderea aceea, pare că ai avut un A plus B. Deci de aceea trebuie să rup pe 3B
ca fiind un B și al doi B. Deci, deci scriem din nou. A plus B este, așa cum ai spus, 235. Deci A plus B este 235. Iar A plus B fac 235. Iar A plus B și plus 2B, cei 3 de B l-am rupt într-un B și alți 2 de B. Nu? E 3 de B, înseamnă B și încă 2 de B. Fac 475. Da. Și acum, pe A plus B ăsta, care îl știi de sus, ăsta, vine aici. Adică 235. Și 475 minus 235, rezultatul împărțit la 2. Hai, la 2? Nu la 3? De ce? Păi de, nu la 2, pentru că un B au fost mușcat din cei 3. Aici cine ai văzut-o? Un B l-am pus aici și au rămas mai 2 de B. Dacă puneați B plus B plus B, deci, atunci vedeam. Atunci eram ușor. Da, dar da, ți-a rămas sarcina ta să rupi pe 3B, ca B și cu 2B. Vezi? Asta era obligația ta, să scrii pe acesta ca B plus... Da. B plus... 2 B. B. Deci cum facem? Deci acum vom face 475 minus 235, v-am dat rezultatul 240. 240. Deci vine, de aici rezultă că scriem așa, aici. În loc de A plus B, 235, deci 235 plus 2B este egal cu 240. 240. Face 240. Și de aici rezultă, nu face 240. Nu. Păi n-am scăzut. Nu, 230. Păi nu, stai o secundă că n-a fost scăderea. Deci trebuie să spuneți. Este egal cu 475 ca înainte. Da. Și atunci de aici rezultă că 2B este egal cu scăderea 475 scăzut 235. Este egal cu 230. Deci egal cu 230. De unde nu, singur? 240. 240, sigur? 240. E bine, așa, nu mă las să greșesc. 240. Și unde e un singur B? Nu se putea scriu. Da. Deci, 2B egal 475 minus 235, face 240. Și de aici rezultă că un singur B egal cu cine? B egal 240 împărțit la 2. 240. 120. Și face 120. Ei, l-am aflat pe B, cum îl aflu pe A acum? Prima relație, mă duc direct. Deci e prima relație. Deci vei spune că... 164 este egal. Deci A plus 120 egal cu 235. De unde rezultă că A este egal cu 235 minus 120. Ați scris greșit 235. De ce, mă? În total este 284. De ce, mă? A plus B face 235. Eu am vorbit din prima relație de acolo. De sus? Păi da. Nu, noi am terminat-o cu asta. Noi suntem aici și tot aici. A fost 1 și acum 2. Deci cât vine cum vine acolo? A plus 120. A egal 205. 235 minus 120. 235 minus 120, da? A este egal cu 105. 105. Iată, A este 105. Pe 100... Nu, nu este 105. Pe cât? 115. 115? Păi tu răspunzi. Eu nu sunt. Am uitat. Păi am scris 110, dar mi-am dat seama că am vrut. Da, foarte mult atenție, că eu ți-am spus ce spui tu, eu aia scrie pe tablă. De ce? Tu trebuie să fii foarte atent. Totul merge pe tine.
Tu ești ca și la lucrare, ca și cum ai fi tu. Eu, copii, eu sunt un scrib, se cheamă ăsta, care scrie exact ce îi dictează celălalt. Da? Deci, ai văzut aici, povestea a fost așa, să fii sesizat că față de A plus B, aici ai A plus 3B. A. Și atunci pe 3B trebuie să-ți vezi ca fiind B plus 2B. Da. Și diferența dintre cum ai scăzut tu, din 475 scăzut 235, nu înseamnă 3B. Înseamnă 2B. Wow. Foarte tare chestia. Dacă făceam aceea, nu ne ieșea. Vezi? De aceea, acum am găsit pe A și pe B și a treia situație. Hai să mai vedem încă una. Deci spunem așa. A plus 2B este egal cu 405. Domnul profesor. A plus 5, A plus 2B, a făcut este mă, n-am trecut noi. N-am făcut. O, a făcut când spunea cu 2 kg de carne și cu 3 zile și el a făcut. Ba, dar am făcut. Sigur că da, eu. Nu vreau să vă spun unde vă duceți. Bă, sigur că mă duc unde știu că am făcut așa ceva. A plus 2B, 405, iar A plus 4B, este egal cu 3, cu 703. Să se afle A și B. Primul fac mai ușor. Cum? Adică fac A plus B plus 1B. A plus B plus B. Da, de ce să rupe ăsta? Unde ție, unde apare diferența? Cine? Mi-aș apare la 4B. Adică ce am A de B? Plus 2B plus 2B. Asta e. Asta ca să meargă aici să vezi foarte bine. Deci prima o lăsăm A plus 2B, așa cum vezi, 405. Iar de desubt, A plus 2B și plus 2B, să vede sub plusul, putem vezi, face 703. Și acum, să vede cum aici poți să înlocuiesc 405, și acum... Și zici 405, așa ca să înțeleagă tot. Acum 703. Nu. Zice 405, că am locuit. 405 plus 2B. Așa să prietenii noștri să înțeleagă foarte bine. Egal cu 703. Iar de aici 2B va fi egal cu va fi egal cu 703. Da, 703 minus 3 minus 405. 405. Așa. Și de aici 2B. Da, este egal să vedem scăderea asta. Trebuie și ne se poate, ne împrumutăm, n-avem nimic. Rămâne 9 la 10 și o 10 la unități. Așa. 10 minus 5, 5 cu 3, 8. Bun. 9 minus 0, 9. Da. Și 6 minus 4, 2. 298. 2B. Adică acest 298 să ne împărțim încă o dată la... O să ne împărțim la 2. Ca să vedem un singur B. Da. Că 2B asta înseamnă. Da. De unde un singur B va fi egal cu 298 împărțit la 2. Da? Și cum faceți împărțirea asta? Aici e povestea. 298 împărțit la 2. Veniți cu cărbărul. V-ați descurcat mai bine. Nu? Păi două numere care să facă 109... Două numere egale. Da? Împărți egale trebuie păstă. Deci două numere egale, de data asta când facem împărțirea la două părți egale, da? Adică vom bate două numere care să trebuie să dea 8. Dar ca cu 8 și 9 și 2, cam cât apreciezi tu că va fi împărțirea asta? Da, putem să facem ele sub altele. Da. Mai bine mai ușor. Ca să le aduni două numere, să te gândești așa? E greu așa să faci. Hai să rupem pe 298 în 200 plus 90 plus 8. Da, și împărțim la 8. La 2, da? Da? Deci, este echivalent, cum a spune, 200 plus 90 plus 8, totul de împărțit la 2.
care ar însemna aici împărțirea a fiecărui dintre ei. Adică este egal cu 100. Așa, 100. Plus. Plus 90 împărțit la 2. 45. 45, bun. 45 și plus? Plus 4. Plus 4. Și care face cât? Care face 149. Sunt primii pași pe care îi facem în algoritmul de împărțire. Atenție! Algoritmul de împărțire asta înseamnă, niciodată nu se întâmplă așa, profesorii și învățătorii n-au răbdarea asta să rupă și să vadă chestia asta, copilul, să înțeleagă că el îi fac algoritmul și ala facem așa, se cuprinde atâtea ori. Dar nu știu ce și coboră pe celălalt, nu știu ce și cum, următoarea ce... Deci nu e mecanic. Deci asta este, suntem la clasa a doua, la mijlocul anului, nici nu mijlocul anului, și noi reușim să facem împărțirea, sper eu, împărțirea la orice cifră. Este exact. 298. Bun, 149, deci pe Bela am găsit 149. 298, am făcut calculul acum. Deci B-ul am găsit 149 și AU, cât ai spus? AU, puteți să-l aflăm. 405 minus 298. Deci AU va fi egal, ai spus tu acum, cu cine? 405. Așa, minus? 5, minus 298, de acolo, domn profesor. 405. Acolo, B egal, 298 împărțit la 2. Unde egal cu în paranteză. Unde, mă? B-ul am știut. Păi acolo. Păi facem 405 minus 298 și le aflăm pe A. 405. Dacă avem relația A plus 2B, egal cu 405. Da, și noi l-am aflat pe 2B. Așa, 298, da. Foarte tare. 405 minus 298. Nu sunt se pun 149. Asta. Eu am așteptat să duc la 149. Și eu, da. Și el se duce, vine la 2B aceea. Corect. Înainte a face împărțirea, dacă 2B, spune el. Egal mai departe cu, te rog să mă ajuți. 107. Mi-a tu mâna ta. Este sigur așa, da? Ui. 107? Sigur. Hai să mă tomi și pe 5 minus 1 se poate, ne împrumutăm. 12 cu 5, 7. Da. Asta cu 7 sunt de acord. 7. Da. 9 minus 9, 0. Da. Și 3 minus 2, 1. 1. 107. Și acum vreau testul. De la ce am plecat? O banalitate era acolo. Iată cum noi urcăm acum 4 și zicem așa. 2A. Nu. A plus 2B egal cu 252. Iar 2A plus 2A plus 5B. Faceți aula bine, domnule. 2A. 2A plus 5B. Aoleu. 2A plus 5B este egal cu 703. Să se afle A-ul și B-ul. Trec prin cea mai fine, trec prin cea mai rapidă. Da. Cum? A plus 2B egal cu 252 și 2A plus 3 B plus 2B. Da, dar e 2A, mă, asta e 2A. Și când e ala? Și nu puteți spune mai apusă? Am putea, am putea. Da? Deci A plus A. Și pe 2B, să zicem, pe 5B să scrim ca fiind. 3. 2B și 3B. Așa. Și văd așa. Și vom vedea după aceea, da? Vom vedea după aceea. Urmă, gata, merg cu mâna ta. Deci, la a doua umblăm, da? Să zicem așa. A plus A plus 2B plus 3B. A plus A plus 2B plus 3B egal cu 703. Și ce dacă a făcut așa? Cea mai ușoară metodă. Acum? Trebuie să-l aflăm pe 2B. Pe 3B. Nici mai e ceva acolo. Mai treabă de făcut. A plus A. Acolo. Păi, tu ce știi?
că A plus 2B. A plus 2B calculat. Are undeva, vezi tu undeva A plus 2B așa? Da. Care sunt? Unde asta e, mă. Deci A plus 2B aici și A plus 2B aici. Corect. Asta e motivul că ți-ai făcut rost de A plus 2B pe care știi. Și acum înlocuiești pe ăsta, 252 și vei avea aici. Bine, te rog să spuiți. Vine A, că rămâne. E trist ăsta. A plus... Cine? A plus 2B cât este? A plus... 252. Da, 252. Plus... Plus 2B. 3B. 3B. Așa, plus 3B. Egal cu... Egal cu 703. 703. Echivalent cu... Echivalent cu... 252 să scădem ca să terminăm. Da, ca să... Vine A plus 3B. A plus 3B. A plus 3B. 3B. Egal cu 703 minus A. 703 minus... minus A. 703 minus A. A. Minus... Nu. Minus 252. 252, așa. 252. Și cât face A plus 2D, A plus 3D de aici? 952. Da. A. Acum să vă profesor, ce mai faceți? Perfect! Cât face? Perfect ați făcut. Dar cât faci scăderea asta? Că eu n-am făcut-o. Între timp mă gândeam așa ce să mai fac mai departe. Cât ți-o dat scăderea? 648. 648? Nu, atenție! 700, 200? Nu, 400. Așa, 451. 451, așa e bine, nu? E bine? Da, cum? 451. 451. Deci acum am lucrat-o pe a doua și m-am, parcă s-o mai îmbunătățit un pic, s-o mai așezat. Hai să scriu din nou. Hai să scriu pe prima A plus 2B. Noua situație. Zicem, noua situație. Noua situație. Noua situație. Este asta. A plus 2B este egal cu 252. Da. Da. Și A plus 3B egal cu 451. 451. Deci noua situație. Că a fost șmecher aici. Ca să putem fructifica prima relație, am aranjat-o pe asta într-un mod, am muncit aici, dar s-a creat o altă situație parcă care îmi place mai mult. Adică e perfect, tragem o bară sub acolo. Da. Nu mai scriem, nu. Scriem lângă. Rezultă că 451 minus 252. Ah, tu ai comparat cele două, nu? Am comparat și îmi dă un B. Un singur B. Sigur că, dar el vede diferența. Că noi am făcut șmecherii de astea. Vede diferența, da? Și el spune așa, tragem o linie aici și el vede un singur B. Dar nu acum. Nu? Că dar tu... A, păi trebuia să scrieți. 450. De aici, da? De după. B este egal, scriu așa, nu? B egal cu 451. B egal cu 451. 1 minus 252. Și facem cât și B egal cu 1 minus 2. Nu se poate, ne împrumutăm. 8 și cu 1, 9. Da. Ne împrumutăm iarăși. 5 și cu 4, 9. Și 3 minus 2, 1. 199. 199 l-am găsit pe B. Și să-l găsim și pe A. Care îmi vine mai ușor. Unde? Unde? Prima. Din prima, da? De ce? Da. De ce din prima? Păi că e 2B. Nu-i 3B ca să muncești să faci de 3 ori. Mai degrabă trebuie 2B, da? 2B. Deci vine A plus 2B. Sau putem să facem 199 ori 2. Ca să putem să-l aflăm pe 2B. Nu? Da, mă. E greșită problema. Se pare greșită, nu? Da. Dar de unde se pare, de ce se pare ție greșită? Pentru că direct 99 și cu 99 vă dau 188. Și cu 288. Și depășește pe 252. Da. Deci n-am fost bine ales în numele. Numerele, da.
Deci vezi, să fac ei sens la întâmplare? Nu. Nu. Trebuie să avem foarte... Trebuie să scrieți 228 plus... Păi nu mai putem, deci, că e tot... S-a stricat tot. Da, deci noi am înțeles. Deci, aici datorită faptului că n-am fost destul de atent, da. A plus 2B trebuia să avea un pic mai, mare. Ca să dea voie să meargă ieșiță. 200... Vreo 300 s-ar fi luat acolo. Că no. 400 chiar. Hai, da. Chiar 400. Costă 99. Da, totul s-a stricat acum, să recunoaștem. Nu. Și mai desfacem de la început? Da. Hai să facem deodată. Știi ce? Aș vrea să-ți spun un lucru. Scrieți acolo 200. Nu știu de ce. 228. Scrieți acolo sus. Acolo 288. Și cât să spun la plus 2B? Modificăm la plus 2B, trebuie să intervenim, am spus. Nu, gata. A plus 2B să fie... Acum am găsit pe A și putem să facem problema deasupra. Nu, nu. Hai să modificăm de nou tot de ieșiță, da? Te rog așa. Hai să scriu din nou. A plus 2B egal cu 405 și 2A plus 5B, am spus numai. Da. Egal cu 2A plus 5B. E problema de egal cu 941. Egal cu 941. 2A plus 5B este egal cu... 941. Se stigă. Ați calculat numerele? V-ați calculat numerele, corect? Asta ar fi o întrebare. Acum, tu mă spui așa. De asta am mai muncesc tot așa degeaba? Adică merge problema. Merge problema? Ce crezi tu? Aș vrea să mă ajut să vezi dacă am gândit bine. Păi, știu că la problema cealaltă am avut 288. Și n-am mers. Și acum am face 288. Păi fantastic, am modificat și pe ăsta. L-am modificat și pe ăsta și pe ăsta. Aici este șmecheria. Care o fi? Și același problemă. Da. Dar eu sper de data asta să meargă. Și dacă nu mai ne-am făcut degeaba, iarăși. Da, tu ai dreptate aici. Dacă eu n-am ales numele corect. Da. Dar scrie-te. Vrei să spun un lucru? Nu vrei să dormi? Atunci îl faci acasă pe asta. Nu. Să vezi dacă iese. Nu. Vreau să-ți păi era cu 199, nu? Ați ieșit, era 198. 288. Era 288. Iese de data asta. Bună, să-mi spune, da? Din ce știm din lecțiile trecute, în loc să spun aici 2A și 2 4, 5B să scriu ca fiind 2B și nu știu ce. Hai să facem o șmecherie tare de tot. Hai să mulțim egalitatea. Deci pe un A și 2B dăm atât. Pe un A și 2B dăm atât. Dar pe 2A și 4B cât un da? Deci fii atât. Un A plus 2B. Am făcut mă asta, mă, eu știu la ce a făcut. Am făcut anul trecut. Deci lasă-mă că intru direct. Deci A plus 2B dau atâta. Da pe 2A și 4B. 693. Nu, dublu. Dublul ăsta. Deci de 2 ori... 810. 810, fii atât că asta e șmecherii tale. Ia să vedea. Deci dacă pe A plus 2B dăm atâta, da. Atunci pe 2A și 4B dăm dublu. Că am mulțit de 2 ori A-ul și de, încă o dată de 2 ori B-ul. Și eu știu B-ul. Și atunci... Și atunci, deci mulțim pe asta cu 2. Hai să spun așa, mulțim pe asta cu 2, ca să fie șmecheria cea mai tare, că nu pierdem timp de asta și lălăim noi. Mai repede, înțelegi? Deci, sigur că da, sigur că da. Ne-am mai făcut asta o dată. Echivalent cu? Scrie, 2A. Îți spunem tu. 2A. Cu 2A. Prima, 2A plus? 2A plus 4B. Așa, egal cu? Egal cu 110. Cum? Nu, 810. 810. Iar de desubt, 2A rămâne și plus 5B este egal cu 941. Da? Cu cât? 941.
De unde constatăm că un singur B, sănătate, da? Cu un singur B e diferența. B va fi egal cu cât va fi? 131. 941 minus 810. Egal cu 131. Zici că o să faci 131? 1. Și 1? 1. Cum spui tu, așa este. 131. Păi, 1 minus 0, 1. Așa este, așa este. Ai dreptate. 131. Și dacă știi pe B, acum cum ai mai aflat pe A? A. Dar cât e B1? Un singur B este 231. 262. Deci te duci în prima relație. Da, nu te duci în relația a doua, că e mai greoaie. Da, e mai... Nu se merită, că ai și doi ani și în urmă. Deci, în care mergi? În prima, da? Și vine A. Da? A plus cât? 262. A plus 2B, care înseamnă cât? Așa, nu știu, dar tu mă las sigur, ești tu știi că mă descurc. Cel mai greu lucru care îl faci tu mie este să mă las sigur. Nu, 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 dacă mă las sigur să știi, scrii prost pe aici. Șeful ești tu, tu ești șeful la aici, la ieșiță și... Și cum e, cum spui, hai te rog frumos. Nu, mă, nu, egal, 405. Nu, mă, nu, nu. Bă, nu mă. Deci vine A plus... A plus 262. Așa, 262 egal cu 405. Și de unde spatem că A este egal cu... Spune tu. Egal cu 405. 405 minus 262. Și cât face? 405 minus 262. 143. Iată cum am găsit pe A. Pe B îl știm, A și B au fost găsiți, găsite cele două valori, ce fericiți suntem. Mai facem încă unul, vreau să mă asigur că tu mergi foarte bine. Deci, A plus 2B, da? A plus 2B este egal cu 215. Sigur a spus, nu? 3A, 3A plus 8B, 3A plus 8B. L-ați făcut 3 ori 2, nu? Nu, 4 ori 2. Deci 3A plus 8B este egal cu, hai să spunem, 1003. 1003? Da. Să se afle A și B. De ce să te numi așa de mare? Îmi permit. Că pot. Ca Dragnea cu guvernul. Că pot. Bag și pe cei care sunt. Zi. O să pun pe cea mai scurtă relație. Acum, dacă tu ești tare, să știi că ce mai fericit. Este bine la ce ai făcut acum. Așa. Mă, dar ne-ai mulțit cu cât? Data trecută am mulțit cu 2. Cu noi. Chiar că l-a dat cu 2. E, să vezi? De ce, de ce am mulțit cu 2? Fiindcă am avut 2 aici. Ca să fie aici. Acum am mulțit cu 3, sigur că da. Înmulțim cu 3 pe asta, ca să apară 3 ani, să fie la fel aici. 6. Și acum putem să facem pe relație de dedesubt. Deci echivalent, hai să spunem echivalent, trebuie să spui prima ce devine după ce am mulțit cu 3.